Amin. Aleluia, 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 cu iubirea de oameni toate le chivernise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Omule, ziditorule, fă odină, Doamne, sufletului adormitului robului tău, că spre tine nădejdea și-a pus, spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine zic și limante avem, și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Că sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea cea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ce pe menului Dumnezeu ați mărturise și ați ojuniați ca niște mei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare, ce pururea veșnică sfinților, aceluia cu tine din sub mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Dumnezeule, cu drepții pe adormitul robul tău, ci însălășuiește în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește, trecându-i lui toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe o Dumnezeire întrei străluci, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție, ne scoate din focul cel de vechi. Și acum și pururea și în veci.
și vecilor. Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor. Că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aleluia. Pe noi, pe
viața mărturisii tale. Marea vieții văzându-o înălțându-se de bifolului Sfintelor, la imanul tău cel din ale gânstrii către tine, soare din stricăciune viața mea, cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia! Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitul, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dărit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legată și încercăte de ei pe pământ sau legat, tot așa să fie dezlegată și încercăte de ei pe pământ sau dezlegat. Cel ce prin negrăita ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smerite și ne dăi în cerobii Tăi să fim împlinitorii așelui așa Sfântul Dar și Har, ca și noi de asemenea să vedem, să dezvăluim cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunul împărate, cu mine smerită și nedrăinită pe Sfântul, iarta dormitului robului Tău, Mihai, și celor împreună cu El, pomeniți, ori s-au greșit, ca niște oameni, la cea de viață. Iartă-mi toate câte-a făcut, prin cuvânt sau cu tatăl sau cu gândul. Dezregând și legătura pusă în orice tip asupra Lui, prin care El, din mine, sau din altă funcție s-a legat, sau de la Arhereu, sau de la Fără, sau de la altcineva, suferită la Natale, ca aceasta, din Iubirea Sfântului de Iadă. Te nevoiește prea bunile și nu te îndurază, ca să te pădui să te așezi cu Sfântul, ca din data de Mărtăcăție, iar trupul să se dea ține celui zâmbite de tine, că binecuvântat și preamărit ești în veci. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu,
nădejdea noastră, slavă ție. Binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, Maicii sale, ale Sfinților Măriților și cu toți lăudaților apostoli, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletul adormitului robului său Mihai, în corturile dreptilor să-l așeze. Amin. În sânul lui Avram să-l odihnească. Amin. Dreptii să-l numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Acest liniște! Dragoceanești părinți și iubiți credincioși, ori de câte ori ne aflăm aici în preajma mormântului marelui poet Mihai Eminescu sau în orice alt loc, în țară sau dincolo de contrarii de ei, dincolo de granițe, ne gândim în mod special la cel care a reușit să-i unească pe români, la Mihai Eminescu. Fie că este ziua lui de naștere, fie că este ziua morții, ne aducem aminte de trăirile înalte, de vibrațiile, de credința, de întrebările și de marile ideale pe care l-a avut Eminescu. De aceea, printre cele mai frumoase evocări ale scriitorilor, cele mai frumoase versuri și cântări, ni-l aduc mai aproape. În multe locuri din țară și de dincolo de hotare, acolo unde sunt comunitățile de români, am văzut aproape în fiecare publicație un articol, o poezie, un gând închinat lui Eminescu. Dincolo de ocean, unde un preot inimos tipărește o revistă care se numește Lumină Lină și care întrunește adeseori cenaclu cu același nume, începe aproape mereu cu un vers din Eminescu. De aceea Eminescu ne adună în astfel de zile. Cea mai înaltă formă de cinstire a lui rămâne rugăciunea. Dincolo de cuvinte, de discursuri, de materiale scrise, de tot ceea ce întâlnim acum, nimic nu este mai important decât rugăciunea. Rugăciunea însă în stare de evlavie. Când ne aflăm lângă mormântul cuiva, principala noastră îndatorire este să ne reculegem și să-i lăsăm pe cei de lângă noi să facă același lucru. Ne aflăm așadar aici, continuând o veche tradiție a celor care, slujitori ai bisericii, slujitori ai literelor, savanți și oameni simpli, l-au simțit pe Eminescu ca fiind al lor, un simbol, o aureolă, sau cum spunea Eugen Lovinescu în opera sa Critice, o umbră de care nu putem scăpa. Am spus că va fi fost și o umbră, pentru că mai ales în timpul verii umbra este foarte bună, dar este permanent o lumină. În vasta lui operă, care a însumat, așa după cum mărturisea Titu Maiorescu, 15.000 de foi de pagini, Eminescu a făcut adeseori referire la cuvintele Evangheliei. Eminescu s-a referit și la mari părinți ai bisericii, la Sfântul Vasile, la Sfântul Nicodim Aghioritu, la Sfântul Dosoptei, Mitropolitul Moldovei, la Sfântul Varlaam și
și la alți mulți slujitori ai cuvintelor și mai ales al cuvântului din care a citat. Eminescu căuta diferite ediții ale Sfintei Scripturi pe care le-a avut în biblioteca sa personală sau le-a dobândit în vremea când era bibliotecar la Iași și insista pentru obținerea unor fonduri în vederea obținerii astfel unor astfel de lucrări, în special ale diferitelor ediții ale Sfintei Scripturi. Eminescu a fost și pelerin la Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Mănăstirilor, la Mănăstirea Râșca, despre care se știe mai puțin. Augustin Zenepop ne spune că Eminescu a stat la Râșca 11 luni. A fost pelerin și la Gafton, și la Vărate, și la Golia, și la Galata, și la Cetățuia, și în alte multe locuri, pentru că dorea să asculte slujbele, dorea să se cumince cu marile frumuseți și cu tainicele rugăciuni. De aceea au rămas de la el frânturi din trăirile, din cele pe care a dorit să le lasă ca un testament, din poeziile, din versurile lui. Rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, din valul ce ne bântuie, înalță-ne, ne mântuie. Privirea-ți adorată asupra-ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Ne rugăm în această zi pentru odihna sufletului său, cinstindu-i memoria, păstrând comuniunea cu frații români de aproape și de departe, de cei risipiți până la marginile pământului, care se adună în jurul bisericilor în aceste zile când ne aducem aminte de Mihai Eminescu. Dumnezeu să-l ierte și veșnică să fie pomenirea lui. Fericită adormire veșnică odină de Doamne, sufletului adormitului robului tău Mihai, cu tot neamului cel adormit și fălui Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Lui Doamne, veșnică pomenire, veșnică Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să-L ierte.
n-ați vrea simțite. Am vrea să cântăm Lumina Lină, dacă nu vă spărați. Sigur, dar nu vă predicăm. Numai la vecerie. Lumina Lină, ați simțit.